Evenimentele din ultima vreme dezvăluie o situație fără precedent în istoria lumii noastre. Oamenii sunt tot mai neliniștiți în confruntarea cu incertitudinea, boala, suferința și moartea. Motive de teamă și neliniște au mai fost, dar astăzi se pare că soluția la toate aceste probleme este atât de departe. Și totuși, vestea bună se află chiar în promisiunea acestei zile. Penultimul verset al Sfintelor Scripturi ne dezvăluie nu doar una din cele mai frumoase făgăduințe pe care Domnul Hristos ne-a dat-o, ci și răspunsul la toate problemele cu care se confruntă omenirea. În Apocalipsa 22:20 citim: Cel ce adeverește aceste lucruri zice: Da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Acesta este un mesaj de speranță pentru toți cei ce se confruntă cu atâtea situații pentru care nu găsesc vreo soluție. Cel care adeverește aceste cuvinte este însuși Mântuitorul lumii, Domnul Hristos, cel care, dându-și viața în locul omului păcătos, oferă în dar salvarea din păcat și darul vieții veșnice. Toți aceia care, prin credința în El, aleg să se debaraseze de viața lor păcătoasă și să trăiască în ascultare de voia lui Dumnezeu, pot privi cu încredere spre împlinirea acestei promisiuni. Față de o asemenea făgăduință așa de minunată, care se repetă de multe ori în Scriptură, dorind să întărească mai mult și mai mult încrederea oamenilor, nu putem să răspundem decât precum Ioan, care exclama: Amin, vino, Doamne Iisuse. Cu siguranță că atunci când se afla pe insula Patmos și primea de la Dumnezeu viziunile profetice care descriau istoria bisericii și planul lui Dumnezeu de salvare ce va culmina cu evenimentele finale, apostolul Ioan și-a amintit făgăduința făcută cu peste o jumătate de veac în urmă, când Domnul Iisus declarase: Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:3. Și de asemenea și-a reamintit de acea zi la câteva săptămâni mai târziu, pe muntele Măslinilor, când auzise îngerul spunând: Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Faptele Apostolilor 1:11. În timpul viziunii lui Ioan i s-a dat o ultimă asigurare că Domnul Hristos va veni, și anume curând. Asigurarea aceasta venea chiar de pe buzele Domnului său, martorul credincios și adevărat. Inima lui a tresăltat la aceste cuvinte, iar el a privit cu nerăbdare către acea zi când, în realitate, nu în viziune, îl va vedea față în față pe Domnul său. Astăzi, când suntem atât de aproape de împlinirea acestei promisiuni, nu privi la vălul întunecat de probleme și incertitudini care parcă pune stăpânire pe lumea întreagă, ci încrede-te în Hristos și în făgăduința sa. El este soluția. El a biruit moartea și dorește să-ți ofere în dar mântuirea. Pregătește-te pentru împlinirea promisiunii cu privire la revenirea sa și unește-te cu apostolul Ioan, care răspundea:
Amin. Vino, Doamne Iisuse.